Ai chiar un an casă? Da. Are scurge, nu eu tine? Nu îngheța, ce-o fost acolo, o fost aici, și ăla-i stupat aici. Proprietarul e vinova, nu e altcineva, uitați-vă și acolo, și eu uitați, filmați bolovane aia de gheață, eu uitați și acolo, kilograme. E riscant acum să mergeți pe stradă, nu vă-i se teamă? Cum să nu, eu când am ieșit din bloc, acum i-am zis nevastă, nu mai merg, mergi, merg pe stradă, decât să mergi pe trotuar. Incidentul a avut loc chiar în centrul orașului, în fața unui centru comercial. Bărbatul a fost îngropat efectiv de o cantitate mare de zăpadă înghețată, căzută de pe un perete lateral al clădirii. Imediat la fața locului a sosit un echipaj al ambulanței care i-a acordat primul ajutor. S-a deplasat un echipaj cu medic, a ajuns la solicitare în 2-3 minute, pacientul deja fusese scos din zăpadă de către cei din jur, a fost găsit în supermarket. Era confuz, instabil hemodinamic, cu un traumatism sever toracic și abdominal, cu hemopneumotorax și pneumoperitoneu, șoc hemoragic. I s-a acordat primul ajutor, a fost echilibrat și a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgență din Bârlad. Aici se pare însă că după aproximativ 15-20 de minute a decedat datorită traumatismului sever pe care îl suferise. Domnule, ce cum a avut un accident de căzut gheața? Nu știu cum? Cred că spărgea gheață pe aici, mătura, nu știu. Și eu căzut gheața. Bârlădenii sunt șocați de cele întâmplate și spun că le este teamă să mai circule pe stradă din cauza acoperișurilor încărcate de zăpadă și gheață. A murit un om și e tragic. Mergeți dumneavoastră pe strada asta, nu poți să mergi din cauza zăpadă. Dar vă spun sincer, mă uit tot timpul în sus și dreapta, stânga, mă uit să găsesc. Mai degrabă prefer să merg pe stradă. Omul este cel mai scump capital, dar nimeni nu îi dă importanță omului. Nimeni nu îi dă. Ce spun? A, omoritul, nătăjit, vai de capul meu. Care, după cât am înțeles, avea și vor 5-6 copii de acum. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care bărbatul și-a găsit sfârșitul. Acesta nu era căsătorit și avea o situație materială precară.